Deci fără 21. Enjoy de la Rus. Un avantaj. Al doilea avantaj consecutiv este... Voce scambii de la călăraș care se aude normal, fără pic de problemă. Avantajul este că nu mai spleterește, nu mai intermodulează 100,05 și 101,55. Prin stoparea frecvenței de 100,2 s-a scăpat de masivele intermodulații care le avea.